Nu prea este bine de știu dimineața. Ai care că nu știu. La două ce dimineața, de nu s-o aruncat. Cum te întrebești? Tu ești de acord? Fără dulciu? Nu și fără suc. Nu e de acord. Deci mănânci dulciu. Deci nu poți să zici că nu mănânci. Deci o să-ți cumperi, chiar dacă eu îți mănânci, dar lungă de dimineață. Deci, nu, ea zice că nu e de acord. Nu ești de acord? Ba da. Ai nu de acord? Ba nu, am văzut că ai dat de casă. Lasă că da. Sigur o să mă convinc și știu că am să reușesc. Hai. N-a cuciulată, dacă tot se întreabă cât o fi ceasul, Irina are acum ocazia să afle de la Marius că o fi iar o astfel de greșeală nu poate rămâne netaxată. Bună dimineața! Bună ziua! De dimineața a fost când m-am trezit eu. Cu cafeaua și eu. Deja e o oră foarte târzie. Nu, porci. Porci ca porci, dar cel mai interesant sunt copii, care astăzi a zis o școală. Am venit. E cam târziu deja. Fac ceva, m-am înflant, așa m-am trezit, eu mai trat la față de râs. Copiii ați mai mers la școală, au și ești liberă, dar nu mă deschid. Cine știe când am mai avut o liberă? Ai venit de la București, dar aici nu e de joacă, aici este ceva serios. Deci n-am venit să ne relaxăm, vreau să fii cum ai pus. Cum ai fost ieri, când ai venit aici, un pic așa mai, cu curățenia, cu trezirea, cu dezastru. Vreau dezastru să-l nimicim. Bine, mă duc să mă schimb și revin. Da, un pic mai repede, că e cam târziu. În trecutul meu, când era mai mică, atât bâdă în tipa la tine și încercam. Chiar dacă greșeam, chiar dacă nu. Chiar și-o ține în tipa la mine. Dincolo, Ramona e prin bucătărie, cu treburile, programul și regulamentele respectate.